Te-ai murdărit. Măi. Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la Rețeta de Miercuri în această ediție specială de Crăciun. Sunt atât de încântată că se apropie această sărbătoare pe care o iubesc din tot sufletul. Sunt convinsă că și voi abia așteptați să vină Crăciunul, să stați cu cei dragi și să vă bucurați de o ciocolată caldă, foarte bună. Eu mi-am pregătit aici cănița favorită și da, astăzi o să facem împreună ciocolată caldă. Am descoperit o rețetă care este genială. Trebuie să recunosc că eu nu eram fan ciocolată caldă până când se descoperă această rețetă. Este perfectă. Nu este nici prea groasă, mie nu-mi place cea tip budincă, nici prea subțire cum e cea la pliculeț. Este pur și simplu cea mai bună rețetă de ciocolată caldă. O să vedeți. Haideți să vedem de ce o să avem nevoie ca să preparăm această băutură, această licoare cu care o să îi dați pe toți cei dragi pe spate. Vom avea nevoie de 30 de grame de ciocolată. Încercați să folosiți o ciocolată care vă place foarte mult, o ciocolată de calitate, 200 de ml de lapte, 3 linguri de smântână lichidă, smântână de gătit și o linguriță de unt. O să le punem pe toate pe foc și după aia cam asta este. Și, bineînțeles, să aveți pregătite niște bezele moi, pentru că sunt cireașa de pe tort în ciocolata caldă. Haideți să ne apucăm de treabă. Mai întâi voi porni aragazul, plita, și după aia o să pun ciocolata la topit. Perfect! Luăm ciocolata, o punem la topit, amestecăm în timp ce ea se topește, ca să fim siguri că nu se arde. În timp ce ciocolata a început să se topească, o să luăm și o linguriță de unt și o să o punem aici. Am adăugat smântâna lichidă și laptele și vom amesteca în mod continuu la foc mic, până când practic toată ciocolata s-a topit și s-a încorporat bine cu laptele și cu smântâna lichidă. Ciocolata este gata și acum o pot turna în cană. Miroase delicios! Îl las pe prietenul meu Ren deoparte și am pregătit din bezele moi acest om de zăpadă care se va scufunda în ciocolata noastră caldă. Și iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Am făcut împreună o ciocolată caldă extraordinară. Dacă vă place această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați lângă brăduț în ajunul Crăciunului. Ne vedem data viitoare! Abia aștept să vină Crăciunul!